Maiorul Nimic nu mă dezvăluie mie însumi mai intim și nu interpretează mai bine substanța nefericirii mele congenitale decât un anumit fel de reverie, pe care o îndrăgesc cel mai mult. Balsamul pe care îl aleg în secret cât mai des posibil să împotolească angoasa de a exista. Chintesența tuturor dorințelor mele s-ar putea rezuma astfel, să îți dormi viața. Însă mie îmi place prea mult viața ca să pot să o doresc trăită și îmi place prea mult să nu trăiesc ca să pot să simt o excesiv de inoportună poftă de viață. Iată de ce visarea pe care o expun în rândurile următoare este cea mai reprezentativă dintre visările mele preferate. Uneori, seara, în casa liniștită din care ceilalți locatari au ieșit sau în care nu se mișcă, închid obloanele, trag și greaua draperie. Apoi mă adâncesc într-un fotoliu îmbrăcat într-un vei costum și încep să-mi imaginez că sunt un maior ieșit la pensie. Ajuns într-un vechi hotel de provincie, așezat acum tihnit după cină în compania unui alt client și mai sobru, conviv, molcom, rămas și el nu se știe de ce. Mă imaginez, născut astfel, nu mă interesează să cunosc tinerețea acestui maior reformat și nici locurile pe unde l-a purtat serviciul militar până a ajuns să obțină gradul care întruchipează dorința mea profundă independent de timp și de viață, maiorul pe care îl închipui nu este posterior niciunei vieți pe care se presupune că ar fi avut-o. Nu are și nici nu a avut rude. El trăiește veșnic din viața acestui hotel provincial. Deja plictisit de poveștile și anecdotele depănate de numeroase ori cu camarazii săi, cât să treacă timpul